aici, atunci, în România, s-a creat ceva și aș putea spune că diferența noastră față de Europa era de numai câțiva ani, în 1961. Era totul realizat în condiții, dacă vreți, de sărăcie lucie din punct de vedere al accesului la resurse, dar s-a realizat. Pentru țară a fost un început și, dacă vreți, marele merit al municipiului a fost o școală. Tehnologia informațională este un domeniu cu evoluție extrem de rapidă. Ceea ce poate părea astăzi o realizare excepțională, până anul viitor poate deveni un lucru banal sau deja poate fi înlocuit cu o altă tehnologie. În acest ritm alert în care evoluează domeniul IT, nimeni sau aproape nimeni nu se mai gândește la începuturile sale romantice. În 1956 a fost dat în funcțiune la București primul calculator românesc, proiectat de inginerul Victor Toma. A fost denumit CIFA, calculatorul Institutului de Fizică Atomică. România devenea prima țară dintre statele socialiste ce atingea o asemenea reușită științifică. În acel an și la Politehnica Timișoreană începea proiectarea mașinii electronice de calcul a Institutului Politehnic Timișoara, numită pe scurt MECIPT. Calculatorul a fost realizat în tehnologia tuburilor electronice, avea memoria operativă pe un tambur magnetic și a fost dat în funcțiune în anul 1961. Termenul de informatică încă nu exista. În dicționarele anilor 1950 se vorbea despre cibernetică ca despre o știință reacționară și imperialistă ce urmărea servirea clasei muncitoare de către mașini. Cu toate acestea, apariția MECIPT-ului, al doilea calculator în țară și primul conceput și realizat în mediul universitar, a fost un adevărat eveniment, fiind puternic mediatizat de presa vremii ca un proiect de prim rang al cercetării românești. Alături de București, Timișoara este un alt centru cu semnificative contribuții la dezvoltarea tehnicii de calcul românești. Ajuns aici, l-am căutat mai întâi pe conferențiarul universitar Iosif Kaufmann, poate omul cel mai îndrept să ne vorbească despre generațiile de calculatoare ale Timișoarei. MECIPT-ul 1 a fost primul calculator realizat pe linie de învățământ, pe plan de țară și ca atare a și îndeplinit rolul de calculator școală, cu toate că personalul colectivul de constructori și de proiectanți au căutat ca să-l facă apt și pentru o exploatare curentă, ca să mă exprim așa, pe scară industrială. Pe vremea aceea, deci în anii 60, informatica din România era situată destul de aproape de nivelul informaticii pe plan mondial. Cred că prin 56 sau 55 sau 54, nu știu foarte exact, au fost construite în Statele Unite calculatoarele UNIVAC și în fosta Uniune Sovietică a existat interes pentru calculatoare. Orice contact cu străinătate era inexistent. Spre sfârșit am avut tot, trebuie să fim corecți, au existat câteva contacte, dar în prima fază a fost inexistent și toată activitatea de acolo a avut acest fantastic caracter de noutate și de cercetare științifică autentică. Deci tot ce s-a făcut acolo s-a făcut pe un teren gol. Am avut o singură carte din Uniunea Sovietică tradusă în română, deci extrem de puțină informație bibliografică relativ la această chestiune și aproape tot ce s-a făcut a trebuit inventat și descoperit, deci un caracter categoric de noutate științifică autentică.
În cadrul Facultății de Electrotehnică din Timișoara s-a răspândit vestea că o echipă condusă din punct de vedere științific de către un doctor în matematici, Iosif Kaufmann, a reușit să realizeze un circuit bistabil, bazat pe tuburi electronice, element constructiv de bază al calculatoarelor electronice în acea perioadă. În țările înaintate, astfel de calcule uimeau pe cei care cunoșteau importanța calculului numeric. Rolul hotărător în promovarea și înlăturarea diferitelor piedici care apăreau, din păcate nu puține, l-a avut inginerul Wilhelm Löwenfeld, despre care se spunea că a îndeplinit în această direcție rolul de mână dreaptă a creierului acțiunii, care era, de fapt, Kaufmann. Se spunea că domnul Kaufmann este creierul și domnul Löwenfeld e numai organizator. Părerea mea, care am lucrat mult și împreună cu dânsii, este că niciunul separat nu reușea să facă Megipton. Willy Löwenfeld a surprins atunci când a plecat la Moscova, prin anii 50. De acolo el a venit încărcat cu multe pachete cu lămpi de radio, rezistențe, conductoare, potențiometre și alte materiale necesare construcției unui calculator. Ba chiar cei doi au fost văzuți adesea cărând materialele în cârcă până la Politehnică. Acele materiale erau obținute prin relații de la diverse întreprinderi timișorene. Destul de repede au început să apară stative pline cu montaje de tuburi electronice. Ceea ce au făcut au fost pentru că au lucrat împreună. Domnul Kaufmann era un om introvertit, liniștit. Îmi plăcea foarte mult când aveam momente din astea de destindere, spunea foarte multe anecdote, dar altfel stătea liniștit și lucra la masa de lucru sau la construcția calculatorului. Willy Löwenfeld era omul care implementa. O altă veste care s-a răspândit a fost că Löwenfeld aduce din Ungaria o memorie electronică pe tambur. Și așa a fost. Calculatorul Megipton-1 avea un singur tip de memorie, cea operativă, azi am spune RAM, numai că această memorie se găsea pe un tambur magnetic. Kaufmann a declarat mai târziu că în 1960 circuitele logice și de calcul erau deja terminate, dar a întârziat punerea în funcțiune a mașinii din lipsa unei memorii adecvate. O salt foarte mare în performanța calculatorului a fost dată de memoria cu tambur. Ea a fost importată din Ungaria datorită relațiilor personale pe care le avea domnul William Löwenfeld. Pentru foarte multă lume, Willy, prin relațiile dumnealui cu un domn Gheorghe Kovács și care chiar a proiectat o parte din interfața aceste memorii pe tambur, e, a ajuns și aici. Dacă sunt bine informat, de fapt, originea acestei memorii undeva în fosta Uniune Sovietică. Artizanii Megiptului, Iosif Kaufmann și Willy Löwenfeld, erau verde al doilea, ambii evrei, originari din Caransebeș. Kaufmann era introvertit, inteligent și bănuitor din fire, iar principiul de viață al lui Löwenfeld era acela că dacă faci cunoștință cu un om, vezi la ce te poate ajuta acest lucru. A fost șeful oficial al echipei și sublinia uneori că este membru de partid încă din 1944, ceea ce îi conferea o relativă invulnerabilitate. Spre deosebire de Löwenfeld, situația politică a lui Kaufmann era deplorabilă. În 1956, el a depus cerere să emigreze în Israel. A fost însă exclus din învățământ. În 1956 a fost un moment foarte nepotrivit. Pe vremea aia, cine făcea așa ceva era considerat trădător de țară, de care a fost scos din învățământ, fiind conferențiar universitar la Cluj, a fost scos din învățământ și lăsat pe drumuri. Făcuse lagăr împreună cu Willy Löwenfeld în timpul războiului și Willy Löwenfeld zice, vină la Timișoara și vedem cum ce facem. După care Willy a lansat proiectul Megipt și l-a luat pe Kaufmann împreună, care a stat angajat muncitor și a creat calculatorul ca muncitor din această cauză. Abia târziu, deci după ce Megipt a fost făcut,
s-a recunoscut și activitatea didactică a lui Kaufmann, a fost reintegrat în învățământ și a plecat la pensie ca profesor, deci universitar. Dar toată perioada aceea, asta a fost problema domnului Kaufmann. Primul program realizat la MECIP ca să demonstreze că, de fapt, calculatorul funcționează, a fost un program făcut de domnul Kaufmann, care calcula sinusul. Și în grad în grad, după care s-a tipărit o tabelă și tabela s-a comparat cu tabela de sinusuri care era în manualul inginerului. Și în felul acesta s-a demonstrat că, de fapt, calculatorul funcționează și că funcționează corect. Abia când diferitele componente ale MECIP-ului au început să funcționeze, dovedind că pot deveni un calculator viabil, conducerea Politehnicii a aprobat finanțarea unui proiect pentru terminarea lucrărilor. Löwenfeld spunea că acești bani au ajuns doar pentru dulapuri și pupitre. MECIP-ul avea dimensiuni impresionante. Avea 1024 de adrese și 50 de operații pe secundă. A fost construit cu peste 2000 de tuburi electronice, 20.000 de rezistențe și condensatoare și peste 30 de kilometri de conductori. Toate fuseseră interconectate prin lipituri cu cositor, în număr de peste 100.000. Au fost ajutați de un mic colectiv de tehnicieni din cadrul Facultății de Electrotehnică, în mod special de către Herbert Hartmann. O invenție pe care au făcut-o cei de la MECIP s-a bazat pe o mașină banală, o mașină de scris, pe care, probabil, dacă am înțeles bine, au luat-o de la secretariat și au făcut un sistem cu relee. Relele puteau fi comandate de calculator și deasupra fiecărei clape era câte un releu de ăsta, care atunci când calculatorul dădea un impuls, se apăsa clapa cu pricina. Și uite așa, pe o hârtie pusă pe această mașină de scris, apăreau rezultatele mai în clar. Calculatorul MECIP-1 era în 1961, singurul din toată rețeaua institutelor de învățământ superior din România. Apoi a apărut și la Cluj unul numit DACIC. MECIP-ul a fost intens folosit pentru scopuri didactice. Studenți de la facultăți din Timișoara, București, Cluj și Iași au lucrat la MECIP în cadrul orelor de laborator sau în practica de vară. Am aflat din presă că pe acest calculator s-a făcut prima traducere automată din engleză în română, sub coordonarea academicianului Moisil Grigore, de care știam și de la televizor și că avea o pastilă în contemporanul foarte, foarte citită, urmărită. Desigur că știam că la Facultatea de Electrotehnică e un grup de electroniști care lucrează la ceva cu multe tuburi electronice și am făcut o asociere cam bizară. Eu am crezut că ei au făcut un radio ceva mai deștept, la care la microfon vorbești în engleză și în difuzor se aude în română. El, de fapt, am putea spune că a început prin 1958, când a apărut un articol semnat de Kaufmann Löwenfeld, cei care sunt considerați creatorii principali acestui calculator. Un articol în care apărea o schemă cu două tuburi electronice și felul în care trebuie calculate celelalte componente pasive ca acest ansamblu să poată memora un 0 sau un 1, baza oricărui calculator de când s-au inventat ele până acum. Două tuburi care, destul de greu pe vremea aceea, se obțineau, au fost aduse cu eforturi, cu relații, ba din Uniunea Sovietică, ba din alte țări.
Și am calculat eu cam 100 de centimetri cubi erau necesari pentru montajul cu aceste două tuburi electronice cu care se moreze un 0 sau un 1 și să poată fi schimbat cu un impuls din 0 în 1 și din 1 în 0. De fapt, asta e baza oricărui calculator și de atunci și până acum. La începutul anilor 1960, în cadrul Facultății de Electrotehnică, aflată pe atunci în fostul liceu al piariștilor, în centrul orașului, existau două colective angrenate în realizarea de calculatoare electronice. Unul era cel al lui Kaufmann și Löwenfeld, situat la etajul întâi al clădirii. Celălalt colectiv era cel al profesorului Alexandru Rogojan, în cadrul Catedrei de Electronică, situat la parter, în aceeași aripă de clădire. Profesorul dorea să realizeze de asemenea un calculator mult mai performant, numit CETA, calculator electronic tranzistorizat automat. El argumenta că MeChiptu nu era un calculator de primă generație, în timp ce calculatorul CETA, pe care spera atunci să-l termine până la sfârșitul anului 1963, urma să fie tranzistorizat și cu memorie pe inelă deferită, deci mult mai fiabil și cam de 100 de ori mai rapid. Numai că și echipa Kaufmann-Löwenfeld avea în proiect realizarea unui calculator de generația a doua, tot tranzistorizat. Știți, eu cred că pentru ca un cadru didactic care predă construcția calculatoarelor să aibă o competență deplină, trebuie el însuși în viața lui să fi realizat un calculator. La parter și la etajul întâi, în aceeași instituție, două colective de cercetare urmăreau fiecare în parte un același obiectiv. Iar aceste două tabere nu se înțelegeau și nici nu arătau vreo intenție de a colabora. Între timp, colectivul MeChipt s-a mărit. Inginerul Vasile Baltac a fost primul cooptat în echipă de către Willy Löwenfeld, încă din anul 4 de facultate. Era unul dintre cei mai buni studenți pe care avea Politehnica Timișoreană. Eu am fost probabil unul dintre lianți între cele două unități. Profesorul Rogojan era o somitate în domeniul electronicii și a dorit să facă și dânsul un calculator electronic. Și a început în acea perioadă să facă calculatorul pe care l-a denumit CETA, calculator electronic tranzistorizat automat. MeChipt a fost realizat nu în catedra dânsului, ci în catedra de bazele teoretice electrotehnicii. Deci, de la început au fost așa anumite... Pe vremea aceea nu se vorbea de concurență, dar concurența exista. Eu fiind și cadru didactic, pentru că la repartiția, pe vremea aceea, când terminai facultatea, erai repartizat. Deci eu am fost repartizat la MeChipt, dar am fost repartizat și la Catedra de Bazele Teoretice Electrotehnice, deci eram și cadru didactic în prima zi. Fiind și cadru didactic, în final s-a ajuns la concluzia că dacă MeChiptul există, haide să facă toți studenții și de la Facultatea de Electrotehnică practică și să învețe să lucreze pe calculator tot la noi. Profesorul Rogojan a avut marele merit că, deși undeva îi displăcea ideea că MeChiptul n-a fost creat în Catedra Dânsului, a făcut memorii după memorii să se înființeze la Politehnica din Timișoara o secție de calculatoare electronice, pe care a obținut-o. Și probabil că un argument hotărător a fost existența calculatorului MeChipt. Și Löwenfeld și Kaufmann m-au tratat ca un al treilea membru al echipei. Au avut în mine o încredere totală. Știau că lucrez și la profesorul Rogojan. Nu doreau ca ceea ce se făcea la MeChipt să se ajungă dincolo, ceea ce eu am respectat întotdeauna. Despre software nu se vorbea încă. Totuși, programele MeChipt 1 erau bine documentate încă din 1962.
din școala de programare de la MECIP s-au remarcat peste ani programatorii valoroși. Dan Farcaș, Gavril Gavrilescu, Ștefan Mărușter, Alexandru Cicortaș și mulți alții. Primii trei erau și primii angajați la MECIP, ca matematicieni. Între timp, se înființase în cadrul Politehnicii Centrul de Calcul, ca o încercare a rectoratului de a aduce sub o umbrelă comună ambele tabere, cea a MECIP-ului și cea a profesorului Rogojan. Dan Farcaș a fost primul matematician angajat la MECIP, iar mai apoi i-a dus și pe Gavril Gavrilescu și Ștefan Mărușter, cu toții fiind absolvenți ai Facultății de Matematică din Timișoara. Erau cei mai buni din generația 1960. Era un spațiu destul de mic acolo și domnul Kaufmann era șeful cumva cu colectivul de oameni și m-a prezentat Farcaș că tovarășul Gavrilescu, un nou coleg, nu știu ce, s-a scărpinat el în cap, s-a uitat încolo în coace și pe coridor era o masă, a dat la o parte niște cărți și hârtii ce erau pe acolo, zice că uite aici stai și să căutăm o scaun. Și am găsit un taburet pe acolo care l-a adus și uite aici stai. Și multă vreme era biroul meu. Mi-aduc aminte că schemele tehnice erau pe niște foi care ocupau aproape un metru pătrat și erau desenate cu cerneală, cu mâna. Și singurul Kaufmann se descurca între ele, deci, iar noi, colectivul de matematicieni, am realizat partea de software, nu partea tehnică. A constat din proiectarea microsistemelor de operare. Acest MECIP avea o viteză de 50 de operații pe secundă, avea o capacitate de memorie de 4 kilo, cum se spune, 4096 de octeți, deci posibilități extrem de mici. Extrem de mici. Cu toate acestea, cu toate că avea viteză mică, capacitate mică, avea toate caracteristicile, deci din punct de vedere funcțional, eu afirm acest lucru cu toată responsabilitatea, din punct de vedere funcțional, nu se deosebea foarte mult de calculatoarele din ziua de azi, în sensul că avea cam aceleași instrucții, aceleași posibilități, știu eu, subrutine, posibilitatea de sincronizării operațiilor de intrare-ieșire periferice cu prelucrarea în unitate, deci multiprogramare, calcul paralel. Deci foarte multe posibilități pe care le au calculatoarele din ziua de azi. Din cauza memoriei mici a calculatorului de 1024 de adrese și a vitezei reduse de 50 de operații pe secundă, a fost necesar să se facă programe cât mai performante, scurte și rapide. Gavril Gavrilescu era fără îndoială maestrul necontestat al acestei arte. Filozofia sa era că orice program se poate scurta cu o instrucțiune. Cum aveam ideea de a ușura munca cu calculatorul, fiindcă calculatorul lucrează în binar, deci lui ar trebui să îi se scrie comenzele cu 0 și 1, care însă e foarte greoi și s-a trecut la baza 8, unde se foloseau cifre de la 0 la 7. Necazul era că erau scrise pentru un anumit loc în memorie. Și dacă le puneam pe toate, nu încăpeau în memorie. Trebuie pusă una peste alta. Deci folosit sau sinus sau radical, să zicem. Dacă le foloseam împreună, trebuia rescris programul pentru alt loc. Noi aveam nevoie la mașinăria noastră de niște programe cu care să scriem mai ușor programele noastre. Atunci am zis că facem un
program de care i-am zis noi cod, autocod, care mai nou poartă denumirea de asamblor, în care se scriem într-o limbă mai ușoară pentru noi și programul ăsta se transforme în limba mașină, în binar. Mai exact, este o schemă logică pentru un compilator al unui limbaj de asamblare care a fost proiectat la acest calculator. De bună seamă a fost printre primele, dacă nu cumva primul asamblor realizat la noi în țară. Dacă un specialist ne ascultă acum, zice, ce vrei, domnule, alea noi e departe. Diferența este de la avionul lui Vuia la supersonicele din ziua de astăzi. Deci este un rudiment de sistem de operare, dar care a constituit punctul de plecare în această extraordinar lucru cu impact formidabil în lumea, în toate domeniile vieții, informatica. Definirea și proiectarea unor limbaje de asamblare sau chiar a unor limbaje evoluate de tip Fortran, precum și a compilatoarelor respective, a fost o bună bucată de vreme una dintre cele mai interesante preocupări ale matematicienilor din acea perioadă săracă în bibliografie de specialitate. Cei trei practicau o meserie pe care nu o învățaseră și nu era bine definită. Activitatea lui Dan Farkas, de pildă, a fost legată de modelarea matematică a rețelelor neuronale, domeniu în care a obținut rezultate frumoase, primele în acest domeniu în țara noastră. Mechiptul și oamenii care au lucrat în acea echipă au influențat atitudinea față de informatică. Au pregătit România pentru o nouă eră, era calculatoarelor. Un student la electronică trebuie să vadă că tot ceea ce există astăzi nu s-a creat din nimic, mai mult decât atâta. E o revoluție atât de puternică încât cifrele de foarte multe ori nu mai spun nimic. Dacă eu vă spun că de 10 la puterea 20 de ori mai multe componente sunt acum într-un telefon mobil, probabil că nu veți reacționa. Dar dacă vă spun că un iPhone, am calculat ce dimensiune ar avea dacă s-a realizat cu tuburile cu care a fost mechiptul, vă pot spune 4 Empire State Building sau ceva mai mult decât Casa Poporului sau Palatul Parlamentului, cum se numește astăzi. De la bun început, Mechipt 1 a avut un scop didactic bine statuat. În realitate, rolul și rezultatele au fost mult mai mari. În afara faptului că a fost folosit în practică de studenți de la Politehnică și alte institute din țară, el a constituit un punct de plecare pentru a realiza alte calculatoare Mechipt. A fost folosit de multe cadre didactice pentru lucrările lor științifice. A mai fost folosit pentru economia națională. Imediat catedrele din Politehnică au început să vină și să ne ceară să facem diverse calcule și diverse, am început să facem programe. Imediat au început să vină de la diverse întreprinderi din Timișoara. După aceea s-a aflat că calculatorul din Timișoara e mai performant, poate, decât altele și au început să vină institute de proiectări. În anul 1962, spre 3, a venit deja Institutul de Studii și Proiectări Hidrotehnice și au stat aici o echipă vreo 6-7 luni și au proiectat barajul de la Vidraru, care este un proiect inginerist cu totul deosebit și a fost proiectat în acei ani. În 62 spre 63, cupola actualului Romexpo, pe vremea asta numea, nu mai știu, cred că expoziția realizărilor economiei naționale sau ceva în genul acesta, tradus de rusește, bineînțeles, s-a prăbușit datorită unei acumulări de gheață și apă și zăpadă și, cum se obișnuia, s-a constatat că cei mai buni proiectanți de construcții metalice sunt la Timișoara, era vorba de catedra profesorului, după aceea academician lui Mateescu, care au primit sarcina să realizeze o nouă cupolă aproape identică sau identică cu aceea și într-un termen foarte scurt. Calculele fiind nenumărate, au venit la noi la Mechipt și
Domnul Löwenfeld m-a rugat să... Deși dânsul nu mai e în viață de mult, a fost un domn pentru mine, așa că voi spune în continuare domnul Löwenfeld și domnul Kaufmann. Mi-a dat mie sarcina asta să fac programul și să calculez și cred că toată luna iulie 1963 mi-am petrecut un loc de vacanță făcând aceste calcule. Problema era că tuburile care cred că se văd în fundal se încălzeau, calculatorul consuma 20 kW puterea și vara mai ales era foarte complicat. Instalații de condiționare a aerului nu erau. S-a adoptat un ventilator care trăgea aerul cald și îl dădea în curtea facultății. Încă din 1962, în lume, memoriile cu ferită eliminau deja memoriile cu tambur. Meciptul realizat cu tuburi electronice nu mai era performant. Apărea era tranzistorului. Rogojan, împreună cu echipa sa, începea construcția calculatorului tranzistorizat CETA, iar de cealaltă parte, Löwenfeld și Kaufmann treceau la realizarea calculatorului Mecipt 2, de asemenea tranzistorizat. Ambele echipe își păstrau cu strășnicie secretele. Erau oameni care nu puteau colabora. Deci echipa lui Löwenfeld, lui Kaufmann și Rogojan nu puteau colabora. Deci Rogojan era șeful catedrei de informatică. Pe când Meciptul era un grup în cadrul Politehnicii, dar nu avea... El s-a născut așa. Nu era, să zic, nu avea rol didactic neapărat. Deci el era o echipă de cercetare, pentru că pe vremea aia era celebrul triunghi, îmbinarea cercetare, producție, învățământ, care nu e chiar stupid, pentru că universitățile americane sunt organizate pe același principiu. Și atunci Rogojan și-a dezvoltat propria lui jucărie, că nu putea colabora. El a încercat de multe ori să preia Meciptul, dar n-a reușit. Și atunci, în final, s-au dezvoltat două generații diferite, dar CETA era un calculator mai mult didactic, nu era Meciptul, era un adevărat calculator ca periferie, ca dimensiuni. Și atunci, el, Rogojan, l-a creat didactic să poată să facă practică studenții, să învețe bazele logicii, să... Și atunci el era mai micuț, demonstrativ, cu LED-uri care arăta cum circulă informația. Mecipt 2 a fost finalizat mai repede decât CETA și a creat atmosfera favorabilă pentru ca profesorul Rogojan să înființeze în 1965 la Timișoara grupa de calculatoare, devenită secție, iar ulterior, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Un an mai târziu și la București s-a înființat această specializare. Alexandru Rogojan dezvoltă o cercetare complexă pentru producerea în catedră a inelelor de ferită. Dotează corespunzător atelierele și realizează prima memorie cu ferită din țară. A elaborat metode de proiectare a calculatoarelor, a scris cursuri, a format un colectiv didactic larg. Putem, deci, să-l considerăm pe Alexandru Rogojan, pionierul învățământului de calculatoare electronice din România, nu doar sub aspect didactic, ci și științific și tehnologic. Înainte de a încheia lecția noastră, aș dori să vă atrag atenția asupra importanței deosebite pe care o are în activitatea dumneavoastră îmbinarea teoriei cu practica. Numai acei ingineri au reușit să obție succese în activitatea lor profesională, care au știut să facă acest lucru în condițiile cele mai bune. Avem la dispoziția noastră laboratoare, vă rugăm să le vizitați chiar în afara orelor de program. Nu uitați că, prin excelență, inginerul este un specialist care îmbină teoria cu aplicația. În primăvara anului 1963 se face comandă la București pentru tranzistoarele de germaniu, cu care să se înceapă construcția calculatorului Mecipt 2. Proiectarea acestuia se afla deja într-un stadiu avansat.
În ședința semestrială a Centrului de Calcul, Löwenfeld a cerut finanțare pentru realizarea noului calculator. Conducerea centrului a refuzat, pe baza principiului că banii se dau când unui colectiv, când celuilalt. Era rândul colectivului CETA pentru finanțare. Politehnica nu a vrut calculatorul. Löwenfeld îi va căuta un alt beneficiar. Așa se face că MECIPT 2 a fost finanțat de către Direcția de Sistematizare, Arhitectură și Proiectare a Construcțiilor și a fost instalat acolo. Acest beneficiar, prin inginerii Ion Mihăescu și Andrei Weiss, rezolvase până în acel moment pe MECIPT 1 multe probleme interesante privind rezistența construcțiilor mari, de alimentare cu apă, de topometrie. Am început și am făcut mai întâi niște calcule pentru niște programe pentru calculul cadrelor de beton armat. Și l-am folosit la blocurile în Timișoara, pe strada Piatra Craiului, pe strada, cum se zice atunci, 30 decembrie, Universitatea de actuală, care era atunci fizico-matematică, Hotelul Continental, Magazinul Universal Bega. Scurt timp după aceea trebuia să fac un proiect foarte mare în Timișoara, și anume alimentarea cu apă orașului Arad. Eu imediat, toți director, eu aș vrea să fac un program, nu numai să las, să și optimizez, găsesc o soluție mai bună. Fac în paralel cu ei. Bine, au fost de acord. Eu am lucrat 3 luni de zile, am făcut proiectul, eu în 3 luni de zile am reușit să fac programul. Programul am rulat la MECIPT 1 16 ore. Am făcut, a ieșit cu tot o altă soluție, de câte diferențe, 200 de mii, numai 3%, de 200 de mii. Pe vremea aceea, 40 de mii costa o locuință standard. Deci asta, diferența se pot face 5 locuințe. Asta e deja altceva. Nu 3%, ci 5 locuințe diferența. Pe vremea aceea aveam programele calculatorului care rulau în trebuiau urmărite de către cel care a făcut programul pas cu pas. Un inginer, Weiss, de altfel cu totul excepțional, a lucrat la acel calculator și odată ne-a rugat să păzim noi calculatorul, că dânsul a trebuit să plece. Și între timp noi am făcut un virus. Am făcut o mică deviație, încât printre rezultatele dânsului apărea din când în când un cârăit de cioară. Câr, câr, câr. Și când a revenit dânsul, a stat o oră la calculator încercând să descopere de ce se întâmplă acest lucru. Până la urmă a venit la noi și ne-a arătat respectivele foi și ne-a spus foarte exasperat: iată ce face calculatorul, nu înțeleg de ce. Și noi ne-am dat cu părerea. Colegul Gavrilescu era geamul deschis, în fața clădirii era parcul din catedrală, de lângă catedrală, plin de ciori, pe vremea aceea, cred că și acum sunt ciori acolo. Zice, poate că ciorile, cu cărăitul lor. Atunci când se constata un defect, era chemat Herbert Hartmann. În timp ce îi se explica defectul, se ducea exact la locul cu pricina și cel mai adesea restabilea mașina cu o lovitură zdravănă de picior. Herbert era un tehnician născut. El ne-a învățat pe toți cum să ținem ciocanul de lipit, cum să lipim, cum să facem lipiturile. Avea un talent înăscut, era un geniu tehnic, să zic. El a făcut cu mâna lui majoritatea MECIPT-ului, 10.000 de lipituri, și era MECIPT-ul, fără el n-ar fi existat. MECIPT 2 era realizat cu tranzistori. Avea 64 de biți și instrucții microprogramabile cu 2 adrese.
Operatoarele țeseau memorii cu ferită. Tehnicienii realizau modulele, la montarea cărora, în clădirea DSAPC Banat, colaborau și inginerii acestei instituții. Calculatorul MECIPT 2 a fost finalizat până la sfârșitul anului 1965, iar în primăvara următoare funcționa din plin. S-a lucrat pe el 22 de ani. Calculatorul MECIPT 2, calculator de generația a doua, s-a construit printr-o colaborare între Institutul Politehnic din Timișoara și producția, respectiv Institutul de Proiectări Timiș, fostul DSAPC. Acest calculator se află și la ora actuală în exploatare curentă la proprietarii săi. MECIP 2 era deja, după vremurile și în condițiile de atunci, era un calculator avansat în sensul că era tranzistorizat, asta deja era mare lucru. Pentru mine, ca student proaspăt, absolvent al Facultății de Electronică, a fost foarte mult de învățat. Trebuie să spun că au fost foarte multe circuite pe care atunci nu le-am înțeles și nici mai târziu nu le-am înțeles foarte bine. Acum aș vrea să le revăd pentru că am convingerea că ele au fost făcute foarte inteligent. Știu că exista o grupă condusă de profesorul Kaufmann, era celebrul cuplu Kaufmann-Löwenfeld și cred că circuitele respective, cred că nu sunt sigur că ar trebui să le revăd, erau făcute în mod special pentru tranzistoarele de pe vremea acelea care nu erau foarte stabile termic. Adică ele, dacă începeau să se încălzească puțin, ajungeau să se autodistrugă, cred că asta ar fi termenul corect, se distrugeau destul de ușor. Și atunci, pentru că nu își puteau menține nivelele logice, aș zice în termeni puțin mai tehnici, foarte bine, lucrau în impulsuri în loc să lucreze în nivel. Mai târziu, probabil și în America a fost tot așa, primele calculatoare au lucrat în impulsuri sau pulsuri, dar în engleză ar fi impulsuri și abia mai târziu au apărut alte scheme. Deci eu cred că primele schemele de la MECIP 2 erau făcute pentru tranzistoarele din generația respectivă ca să poată funcționa. Altfel, dacă erau mai modern făcute, n-ar fi funcționat. Și acum mi-ar face plăcere să mă uit peste ele ca să le înțeleg cum au fost făcute. Deci aia deja era un lucru foarte inteligent, să faci circuitele, porțile, cum am zice în ziua de azi, electronice într-un anumit fel ca să poată funcționa. Nu, asta e înainte, dragul meu. După terminarea MECIP 2, a venit vorba și despre un alt calculator, MECIP 3, pentru care s-au și elaborat unele documente, dar care n-a mai fost finalizat. În aceeași perioadă, constructorii MECIP au avut discuții cu mai mulți specialiști privind un cartel pentru fabricarea în serie a unui calculator românesc. În 1964, colectivul de la Institutul de Fizică Atomică a expus la pavilionul Expoziției Naționale calculatorul CET 500, nou construit cu un nume foarte apropiat de CETA, fapt care nu l-a descurajat pe Rogojan. Deși în colectivul profesorului se găseau cadre de excepție ca Vasile Pop, Crișan Strugaru, Aurel Soceneanțu, motivul pentru care calculatorul CETA a fost finalizat prea târziu era că Alexandru Rogojan își reorienta mereu proiectele ori de câte ori auzea de o nouă cucerire în acest domeniu și dorea să participe la orice detaliu de construire. Toate acestea plus faptul că Rogojan era foarte ocupat au făcut ca CETA să fie finalizat abia în 1972, când în România se construiau deja, în serie, calculatoare de generația 3-a.
El a fost finalizat ca și calculator în 1972. În 1972 a fost 11 ani după Mencip 1, aproape 10 ani după Mencip 2, 9 ani după Mencip 2, iar în 1969 noi început să fabricăm în serie calculatoare sub licență. Deci CETA a fost până la urmă un experiment bun din punct de vedere didactic și, dacă vreți, o creație de calculator interesantă, dar cu care niște studenți au învățat pe el, dar nu n-am mai putut să mai aibă rezonanță. De altfel și Mencip 3 a pățit același lucru. Sigur, a venit perioada aia 68, perioada când a fost poziția aia României foarte critică împotriva invaziei în Cehia a rușilor. Vestul a dat României 15 miliarde de dolari credit. A fost vizita lui de Gaulle. S-au luat multe licențe în acel moment și, sigur, licența de calculatoare. Noi, inginerii de calculatoare, am fost împotrivă. Pentru, a fost primul nostru șoc, pentru că n-am înțeles. Noi eram pentru IBM. Nefiind compatibil la IBM, nu existau aplicații. Nu existau și atunci noi nu înțelegeam ce faci cu un calculator care n-ai aplicații. În timp, cred că n-a fost decizia. Pentru că, de fapt, s-a luat licență pentru 8 fabrici. Practic, toată industria orizontală s-a dezvoltat, fabrica de calculatoare de la București, fabrica de periferice, fabrica de corectul, fabrica de IPRS-ul, microelectronica, curtea de Argeș, hibride și fabrica de memorie la Timișoara. De ce a ajuns la Timișoara? Dintr-un motiv destul de simplu, pentru că memoria calculatoarelor atunci, care era o memorie de 32 de kilo-octeți, era pe ferite. Tehnologia era militară. Iar noi eram în lista de COCOM, aveam o anumită limită de embargo care nu puteam să o depășim. Și atunci, practic, partea de matrice, de ferite, de memorie, n-a fost în licență. Atunci, sigur că decizia a fost unde se poate noi să dezvoltăm o memorie pe ferite. Timișoara a fost singura care avea experiențe și atunci noi am început să integrăm, s-a creat Institutul Filiala și în cadrul filialei s-a creat ITC-ul, Institutul Tehnică de Calcul, s-a creat o secție de microproducție. În realitatea că Rogojan a dezvoltat o partea asta de ferită, a fost, el era specialist, a dezvoltat și echipamente de test, a dezvoltat cât de cât o școală, o electronică, am putut să o facem. În lume se produceau memorii cu ferite doar în China și Republica Democrată Germană. România exporta în Statele Unite ale Americii aceste memorii ce se folosesc și astăzi în tehnica militară. S-a creat, începând cu anul 1968, o industrie de tehnică de calcul în România și s-a dorit ca toată echipa MECIP să meargă la București, la Institutul de Tehnică de Calcul, pentru a dezvolta această ramură a calculatoarelor electronice. Vasile Baltac a fost primul care a plecat în capitală, ca director științific la acest institut, în locul lui Victor Toma, ce tocmai a demisionat pentru că dorea multiplicarea calculatorului său, CIFA, și nu o licență industrială. Echipa MECIP n-a vrut să plece, așa că s-a decis înființarea unei filiale a Institutului de Tehnică de Calcul la Timișoara. 9 specialiști au fost transferați la filiala nou creată. Iosif Kaufmann a rămas la MECIP. În acei ani, cercetarea românească avea 4 direcții importante: dezvoltare, producție, întreținere și învățământ. În cariera mea de la Institutul de Tehnică de Calcul s-a proiectat mai târziu un calculator care s-a numit independent. Eu am făcut parte cam de la început din echipa care s-a ocupat de partea de programe. Acest calculator, primul exemplar, a apărut la institutul meu în anul 1977. Acest mini calculator, care reprezenta un salt mare față de calculatorul Felix. Calculatorul Felix, sigur, și el a reprezentat un salt foarte mare pentru țara noastră. Ei, acest calculator, mini calculator, genul următor, însemna posibilitatea ca să rulezi un program și de 10 de ori pe zi. Aceste calculatoare, în deceniul 80, au fost exportate în număr mare
în Republica Democrată Germană, în Ceoslovacia și în China. Și reprezintă un motiv de mândrie pentru toți cei care au lucrat la ele. Un moment interesant, important și care a însemnat o șansă pentru foarte mulți tineri să vadă ce înseamnă programarea, a fost generată de așa numitele calculatoare personale. Și la mine, la institut, s-au proiectat câteva aici, la Timișoara, s-a numit TIM-S. Și pe mine și pe alții, cred că de multe ori ne depășesc comparațiile între ce a fost și ce este. Cum să compari și să ai o dimensiune exactă, de faptul că acum, undeva în lume, un bit se poate memora pe 12 atomi și înainte era în materia dintr-o 100 de centimetri cub cu două tuburi. Cum poți să compari faptul că pe acest calculator MeCipt, care avea 1024 de adrese și o memorie pe tambur de 4 kilo-octeți, adică puteai ca două pagini bătute la mașină să le memorezi, cu un calculator care la câteva sute de metri de aici, un calculator care anul trecut a fost pus în funcțiune, calculator care a costat foarte mult, care este cel mai puternic din Europa Centrală și care are o memorie de 28 de terabytes cu o viteză de 13 teraflops față de o viteză de 50 de operații pe secundă. Ei, ordinele astea de mărime, ar trebui să luăm creion, hârtie, ca să vedem cam pe unde suntem. Am făcut la un moment dat un calcul. Dacă acest calculator care la universitate se numește IBM BlueJean, pe tipul P, biții din el ar avea același volum ca un bit de la MeCipt, acest calculator ar trebui să intre într-un volum de 28 de kilometri cubi. Las la latitudinea celor care ne privesc să aprecieze. MeCiptul a fost un spirit și o școală, o pepinieră de cadre valoroase pentru informatica românească. În timp ce MeCiptul își ocupă bătrân și cu minte locul în sala Muzeului Banatului, în privința tehnologiei calculatoarelor se fac progrese enorme. Există deja calculatoare care execută sarcini accesibile până nu de mult doar minții umane. Dar ca o mașină să fie capabilă să gândească, acesta a fost mereu un prerogativ al oamenilor de știință. Dacă într-o bună zi mașinile ne-ar depăși în această unică și importantă calitate în care ne-am considerat veșnic superiori, ar însemna să capitulăm în fața propriilor noastre creații.